Bărbatul în vârstă de 80 de ani a plecat din Zvinița joi dimineață la Orșova pentru că avea nevoie de o rețetă medicală. A constatat că în momentul în care a încercat să folosească documentul electronic, acesta s-a blocat. Medicul l-a trimis la sediul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mehedinți. De la Orșova ați venit? De la Orșova, nu. Sunt de la Zvinița, când am ajuns acolo, invalid. Și acum eu trebuie să vin aici să-l deblochez. De ce trebuie eu? Nu se poate face ceva. Pe o dracu de treaba, stăm proști. Om, da, 80 de ani, acum trebuie card. Revolta bărbatului a fost cu atât mai mare cu cât a aflat că problema putea fi rezolvată de medicul care a constatat că s-a blocat cardul. Ați rezolvat? Nu rezolvat, dar vin de la 150 de kilometri, că de rău. De ce doctorul care l-a blocat? De ce n-a putut el să vin, facă o acte ceva aici? Trebuie să vin eu, n-am mașină, n-avem transport, n-avem nimic. Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate spun că medicii ar trebui să știe că în cazul în care cardul se blochează, pot apela telefonic funcționarii casei și rezolvă problema într-un minut. Sistemul a început să meargă mult mai bine. Într-adevăr, mai sunt anumite situații cu carduri blocate, carduri inactive. Asta se rezolvă de către noi, de Casa de Asigurări de Sănătate. Dar nu trebuie să vină asigurații pur și simplu până la Casa de Asigurări, ci medicul poate să ne sune. Numerele de contacte ale funcționarilor Casei de Asigurări, inclusiv al subsemnatului, pe care poate să sune și automat deblocarea sau reactivarea unui card se face la nivel de un minut maxim prin telefon. La Casa de Sănătate nu mai este aglomerația din primele zile, dar oamenii vin în continuare cu diverse probleme legate de cardul de sănătate. Să încercați să-l folosiți? Nu, acum vedem. Acum vedem. Stăm și ieri, am venit. Ne-am dus la Târgu Jiu după card, că e din, a avut domiciliu pe Târgu Jiu și acum venim aici. Trebuie activat la Casa de Sănătate din Mehedin. Da, da. Mi se pare dificil această procedură cu cardul. Foarte dificil. Pune pe drum. Strehaia, Târgu Jiu, iară Severin, ieri a făcut-o la fel. Și iau cardul de sănătate pentru soția mea. Nu l-ați primit acasă? Nu. Și mi s-a spus de vreo 3 luni de zile. După întâi nu știu care. Și acum am venit să văd dacă într-adevăr a venit sau nu. Dacă nu, trebuie să-mi eliberez o adeverință. Trebuie să meargă la medic. Da, sigur că da. Neapărat trebuie să meargă la medic. Casa de Asigurări de Sănătate eliberează în continuare și adeverințe pentru asigurații care nu au card din diverse motive, astfel încât cei care au nevoie de îngrijiri medicale să le poată primi.